Salutare, bine ați venit pe canalul YouTube Cezar Outdoors. Dacă nu sunteți abonați la canalul YouTube, apăsați pe subscribe, pe clopoțel. De asemenea, puteți apăsa pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. În acest video vreau să vă arăt și să vă povestesc despre sursele de curent pe care le am aici în sălbăticie. Și fac acest video și datorită faptului că am primit întrebarea asta de foarte mult timp și de foarte multe ori. Așadar, principala mea sursă de curent este acest generator pe benzină. Este un generator foarte ieftin, cred că cel mai ieftin pe care l-am găsit pe piață. Se numește Steinhaus, brandul. În cartea tehnică e de 2,9 kW. Are undeva la 40 de kg greutate și zgomotul pe care îl produce undeva aproape de 100 de decibeli. E destul de zgomotos, însă eu l-am poziționat cam la 50 de metri de cabană. E la jumătatea distanței dintre cabană și fântână. Fântâna e la 100 de metri în direcția aia, în vale. Cabana e la în deal la 50 de metri. 50 de metri până la cabană, 50 de metri până la fântână, din poziția asta de aici. Am un cablu care duce la pompa de apă la fântână și am un cablu, acesta alb merge la pompa de apă, acesta negru merge sus unde mi încarc diverse chestii, baterii, telefon și diverse lucruri, tot felul de acumulatori. Așadar, am spuneam că are 2,9 kW, dar nu e de 2,9 kW, am avut o pompă de apă de 1,5 kW. Pe care nu mi-a dus-o, trebuie să schimb pompa, să-mi iau una mai mică, de 750W. Pompa la pornire ia mai mult, lua undeva peste 2, dar în niciun caz 2,9. Și nu mi-o ducea. Deci să zic, na, fiind ieftin, nu poți să te aștepți să-și păstreze, să aibă caracteristicile pe care le prezintă, dar îmi fac treaba cu el. A avut o defecțiune la un moment dat, s-a rupt furtunul de benzină și curgea benzină și se oprea din, nu știam de ce se oprește, am reparat-o și funcționează destul de binișor. Acum, eu nu-l pornesc prea des, îl pornesc când scot apă din fântână, o dată de două ori pe săptămână și când se golesc bateriile externe, când trebuie să-mi încarc laptopul și, nu știu, când nu am soare și nu pot să folosesc micul panou solar pe care l-am și pe care o să vi-l prezint în curând. Așadar, asta e principala mea sursă de curent aici la cabană, generator pe benzină. Sper să fie o sursă de curent temporară. Îmi doresc să-mi pun panouri solare cu, nu știu, măcar să încep cu 1 kW. Mi se ajung undeva pe la 2 kW. Nu cred că am nevoie de mai mult. Dar deocamdată nu am posibilități să fac asta. În timp sper să reușesc. Până atunci sper să mă descurc cu acest mic generator. Să văd cum funcționează la iarnă. Când o să fie frig, atunci o să fie o provocare. Vedem atunci dacă mai pornește, dacă nu e un generator prea strălucit și nu știu cum o să fie la iarnă cu el. Vedem. Trebuie să-i fac un acoperiș. Am ceva provizoriu făcut la el, dar va trebui să-i fac așa un cadru triunghiular, A-frame și cu niște plăci de USB eventual vopsite ca să-l ferească de intemperii. Vine toamna și o să urmeze multe ploi. Va trebui să-i fac un adăpost cât de cât sigur. Are o autonomie de 10 ore, dacă nu mă înșel, 9 sau 10 ore, și dacă scrie pe el. Și rezervorul e de 15 litri, deci 15 litri în 10 ore înseamnă 1 litru jumătate pe oră. Nu e chiar puțin, dar nu-l țin niciodată mai mult de 3-4 ore pornit. Nu am avut nevoie să-l țin prea mult. Nu consum foarte mult curent electric, eu, ca să înțelegeți, în afară de laptop și lanterne și telefon, altceva foarte puțin folosesc curentul pentru altceva. Așa cum v-am spus, generatorul îl folosesc foarte, foarte rar. Îl aprind o dată de două ori pe săptămână.
și, nu știu, țin câteva ore. Asta e tot. Hai să zicem de două ori pe săptămână. Sunt săptămâni în care nu îl pornesc niciodată, dar să spunem că în medie îl pornesc de două ori pe săptămână. Pentru că atunci când am nevoie de să încarc telefonul, să încarc baterie externă, să încarc lanternele, folosesc acest mic panou solar. Asta dacă am soare, el încarcă și dacă nu e soare puternic, soare direct, dar mai slab. Îl am de aproximativ 2 ani. E un panou de 24W de la Xtorm. Xtorm e un brand olandez. Eu am produsele de la ei de vreo 2 ani jumate. Și acest panou solar îl am cam de 2 ani, 2 ani și ceva, pentru că l-am avut în 2018, când am plecat pe creasta Făgărașului, l-am avut cu mine și e foarte ușor, are până în 6 de grame, 580 sau 560 ceva de grame are, cu 4 elemente și 24 de wați, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine. Nu e chiar ieftin, dar face bani, face bani cu siguranță. A apărut și o variantă mai nouă, cu o tehnologie mai modernă, de când l-am eu pe ăsta și până acum, dar este perfect pentru ce am nevoie, pentru călătorii, chiar și pentru aici la cabană, pentru a încărca, cum v-am zis, chestiile astea micuțe, este excelent. Îmi încarcă într-o zi undeva la... Dacă e soare direct pe el, undeva la 20 ceva de mii de miliamperi. Deci un power bank de 20 de mii îl încarcă de dimineață până seara fără probleme. Legat de power bank, eu am aceste două power bank-uri, tot de la Xtorm. Îl am pe acesta, care e waterproof, shockproof, dustproof. L-am avut în multe aventuri cu mine, este de 10.000 de miliamperi, pot să-l scap pe jos, nu se întâmplă nimic. Pot să-l arunci în apă, cred că pot să treci cu mașina peste el și nu se strică. Este făcut după standarde militare. Foarte, foarte, foarte bun. Deci tot de la Xtorm, toate powerbank-urile pe care le am, toate aceste baterii externe, îs de la acest brand, de la Xtorm. Și e foarte, foarte bun din acest punct de vedere. Acesta e de 10.000 de miliamperi. Îl am permanent încărcat aici și când vreau să plec o tură de o zi, o tură de două zile prin pădure sau pe undeva, îl pun în rucsac și mă bazez pe el, indiferent de condițiile meteo. Bineînțeles că la frig extrem nu există powerbank, nu există acumulator extern care să țină la fel de mult ca în condiții de, nu știu, 10, 15, 20 de grade, temperaturi mai prietenoase. Încă un powerbank, tot de la Xtorm, este de 20.000 de miliamperi, deci cum am spus, acela e de 10.000, acesta e de 20.000 de miliamperi. Acesta pot zic că e baza la mine aici, la cabană, îl încarc, de la el îmi încarc mai departe lanternele, îmi încarc telefonul. Este cu siguranță cel mai utilizat. Când am nevoie să încarc laptopul, MacBook-ul, am nevoie de un powerbank ceva mai puternic. Și pentru asta am acest Xtorm Powerbank Infinity de 27.000 de miliamperi, care are și ieșire USB de tip C, care este la fel ca la MacBook, și are o ieșire de 45 de W. Pe această mufă tip C, ceea ce este suficient pentru a încărca laptopul. Lucrez, editez un video, scade bateria, mai ales că a trecut de mult de 200 de cicluri și când randez la final, când expor video, de obicei consumă foarte, foarte mult, conectez ca să nu mă duc să mai aprind, să pornesc generatorul pentru un simplu export la un video, conectez bateria externă și fac treaba. Și bineînțeles, dacă celelalte sunt consumate, pot să-l folosesc foarte, foarte liniștit la telefon și celelalte dispozitive electronice pe care le am și pe care trebuie să le încarc.
cum ar fi și bateriile de la Candra Video care filmează acum. Practic ce nu pot încărca de la ăsta, cred că e, da, cu siguranță, e acumulatorul de la autofiletant. În rest, cam tot ce am aici pe curent electric pot să încarc. Am și niște becuri, dar becurile alea funcționează la orice, la oricare dintre powerbank-uri. Am două becuri pe LED care au un USB și le conectez direct la, la un powerbank și seara, un sfert de oră, 20 de minute, țin și o becul aprins. Câteodată, nu în fiecare seară, dar dacă mai citesc, chiar țin și mai mult. Dacă nu, nu știu, până cât mă pregătesc de somn și, și asta e. Nu obișnuiesc să stau cu becul foarte mult aprins, nici când stăteam în oraș nu făceam asta. Nu-mi place foarte mult lumina asta artificială. Plus că petrec foarte mult timp seara la foc afară și nu am când să mai stau. Când intru în cabană deja sunt obosit, vreau să dorm. Nu am niciun motiv să stau la bec. Vine sezonul rece și cumva grija frigiderului rămâne pentru anul viitor, începând din primăvara anului 2021. Mă gândesc foarte serios să caut un frigider pe gaz, da, pe butelie, un frigider de la o rulotă veche, la undeva la un par din ăsta de dezmembrări de rulote, să găsesc un frigider bun pentru care să funcționeze pe gaz, ar fi ideal. Altă nevoie de curent electric aici nu prea am, poate o mașină de spălat, ceva de genul, ceva micuț, din aceea micuță portabilă. Sper ca astea să se rezolve și în timp, cu poate cu niște panouri solare. Planul meu ăsta e să am sursa mea de curent permanent aici pe care să mă bazez, să fac câteva panouri solare. Trebuie un pic de investiție pe care nu mi-o permit în momentul ăsta. Nu e o investiție foarte, foarte mare, undeva la, pot să încep și cu 1000 de euro și să dublez, triplez suma maxim pentru a-mi asigura aici un confort energetic mai mult decât necesar. Dar, na, cum am spus, sper să rezolv asta în timp. Până atunci, mă descurc cu ce am. V-am arătat generatorul. Sper să funcționeze și la iarnă, dacă nu, o să fie un pic problemă. Și panoul mic solar, v-am arătat toate aceste produse de la Xtorm. Powerbank-ul de 20.000 de mAh, powerbank-ul pentru aventuri de 10.000 de mAh și powerbank-ul de 27.000 de mAh, mai precis de 26.800. Pentru laptop și restul până la urmă. Acestea sunt soluțiile de curent electric pe care le am aici la cabană. Momentan mă descurc cu ele destul de bine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Găsiți link-uri în descriere cu produsele, cel puțin cu astea Xtorm. Generatorul l-am luat de pe Mac, cred. Nu e mare brânză. Dacă sunteți interesați, ne vedem în curând la un nou video de aici dintre păduri, din natură, din sălbăticie. Aveți grijă de voi. Toate bune!